Cuvântul care zidește. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt preotul Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește. Dragi ascultători, vă invit să vorbim astăzi despre tristețe, despre unul din cele 7 păcate capitale. Rămâneți alături de noi! Chiar dacă este considerată boala acestui secol, tristețea care conduce spre depresie s-a manifestat și în rândul oamenilor din primele secole creștine și cu siguranță și înainte de întruparea Mântuitorului Hristos. Ne dăm seama de acest lucru din multitudinea de exemple scripturistice și patristice. Iată, într-un text foarte vechi, intitulat Păstorul, citim că tristețea se sălășluiește în inima omului, de unde deducem că tristețea era cercetată chiar și atunci ca fiind o afecțiune sufletească, pentru că autorul nu se referă la organul inimii, ci la partea sensibilă și sentimentală a sufletului. Această concluzie este acceptată de întreaga literatură teologică ortodoxă. Localizarea depresiei în centrul psihosomatic al omului indică, dragi ascultători, gravitatea bolii, dar și importanța diagnozei. Acest microb duhovnicesc, acest virus, dacă vreți, atacă cea mai sensibilă parte a omului, ceea ce înseamnă că este destul de dificil de explicat, mai ales că nu întotdeauna are la bază un motiv bine întemeiat. Mulți oameni cu o stare materială bună și cărora am putea spune că nu le lipsește nimic, sunt cuprinși de o astfel de stare, de astfel de sentimente. Unii sunt deprimați pentru că sunt lipsiți de bunăstare, iar alții pentru că, deși trăiesc în bunăstare, sunt lipsiți de alte lucruri pe care le consideră prioritare bogăției. Și unii și ceilalți trăiesc o dramă pentru că nu știu să se bucure de ceea ce au și nu se gândesc că prioritatea acestei vieți este cu totul alta decât acumularea de bunuri sau căutarea plăcerilor trecătoare. Sfântul Ioan Casian, în acord cu ceilalți sfinți părinți, ne spune că tristețea este uneori sau urmarea unei mânii anterioare sau este pricinuită de neîmplinirea vreunei pofte ori a vreunui câștig atunci când cineva a văzut spulberată speranța ce își făurise în minte despre aceste lucruri. Câteodată însă, chiar fără să existe vreun motiv care să ne pricinuiască această cădere, din îmboldirea vicleanului vrăjmaș, suntem apăsați de o atât de neașteptată tristețe, încât nu mai putem primi cu bunăvoința de altă dată nici pe cei dragi nouă sau pe prietenii sosiți. Oricât de firească ar fi fost convorbirea lor, nouă ni se pare supărătoare și deprisos și niciun răspuns plăcut nu le dăm, fierea amărăciunii punând stăpânire pe toate tainițele inimii noastre. Realitatea spuselor Sfântului Ioan Casian, dragi ascultători, cu privire la manifestarea tristeții, este cu atât mai reală cu cât astfel de exteriorizări se observă și astăzi în rândul oamenilor. Iată de ce trebuie să alergăm adesea la sfaturile Sfinților Părinți. În operele lor găsim răspunsuri de foarte mare preț la foarte multe dintre problemele noastre. Dar să revenim la păcatul tristeții, pentru că în fond este un păcat și încă unul dintre cele mai mari, și să vedem cum explică Sfinții Părinți manifestarea tristeții. Câteva aspecte pot fi surprinse în lucrarea Așezămintele Mănăstirești, din care am citit și mai înainte. Dacă reușește să se instaleze în sufletul omului, tristețea nu-i mai îngăduie monahului sau omului cuprins de ea să-și facă rugăciunile în bucuria de până atunci, și nici să recurgă la remediile citirilor sfinte. Nici să mai fie liniștit și blând cu frații nu suportă și îl face fără răbdare și posac în toate obligațiile de muncă sau religioase. După ce a pierdut orice judecată sănătoasă, iar pacea inimii i s-a tulburat, îl face să se comporte ca un om ieșit din minți, căzut în beție, îl doboară și îl prăbușește într-o disperare dureroasă.
Există totuși și o tristețe mântuitoare, despre care Sfântul Ioan Casian ne spune că e acea tristețe din căință pentru păcatele săvârșite, fie atunci când suntem aprinși de dorința desăvârșirii sau de contemplarea fericirii ce va să fie. Despre aceasta vorbește și fericitul apostol Pavel. Întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire, fără părere de rău, iar întristarea lumii aduce moarte. Cealaltă tristețe, dimpotrivă, este morocănoasă, fără răbdare, neîndurătoare, invidioasă, de o stearpă amărăciune și de o dureroasă disperare. Pe cel ce l-a cuprins, ea îl zdrobește sufletește, paralizându-i orice sârguință și dorință de mântuire, căci este fără noimă, adică fără rațiune, și nu numai că zădărnicește foloasele rugăciunilor, dar chiar nimicește roadele Duhului pe care le aduce cealaltă tristețe, tristețea mântuitoare. De aceea, în afară de cea îngăduită, ori pentru căința mântuitoare, ori pentru zelul spre desăvârșire sau pentru dorința după cele viitoare pe care ni le insuflă, orice altă tristețe, ca cea a lumii care aduce moarte, trebuie dată afară din adâncul inimilor noastre și alungată odată cu duhul desfrânării, al iubirii de argint sau al mâniei. Identificarea cauzelor tristeții în stadiile incipiente nu este grea atât timp cât suntem atenți la propriile trăiri și gânduri. De aceea trebuie să ne cercetăm sinele în fiecare zi, iar cel mai potrivit moment este seara, după ce ne-am rostit rugăciunile și ne-am așezat pentru odihnă. Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să cercetăm în fiecare zi tăria sufletului nostru și să nu încetăm nici când de a ne examina pe noi înșine, să ne facem o socoteală nouă înșine de ce am băgat și ce am scos din el, ce cuvânt folositor am rostit, ce cuvânt rău a ieșit din gura noastră. Și iarăși, ce cuvânt folositor am băgat prin auz în sufletul nostru și iarăși ce cuvânt, care poate să vatăme, l-am lăsat să intre înăuntru. Să punem limbii canoane și în grădiri, ca să gândim cuvintele înainte de a le rosti. Să ne instruim mintea să nu dea drumul niciunui cuvânt vătămător. Dacă intră din afară un astfel de gând, să-l alungăm ca de prisos și în stare să ne rănească. Iar dacă se naște în mintea noastră, să-l izgonim iute cu gândurile binecredincioase. Deci, tristețea, dragi ascultători, ca toate celelalte păcate, își face loc în sufletele noastre prin gânduri. De aceea avem nevoie de această cercetare zilnică despre care vorbea Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă boala se agravează, e mai greu de tratat. Mulți oameni cad astăzi în plasa acestei înșelătorii diavolești, crezând că viața nu mai are rost, că prea mult au suferit. Și mai îngrozitor este faptul că la concluzii de genul acesta ajung unii oameni care au motive de bucurie. Cu toate acestea, depresivul va răspunde că știe, își dă seama că nu are motive întemeiate de a fi trist, doar că nu poate ieși din această stare. Asta se poate întâmpla dacă nu prevenim din timp patologia aceasta sufletească. Sfântul Ioan Casian ne avertizează că există două cazuri în care tristețea își face loc în sufletul nostru. Unul ia naștere când încetează supărarea, sau când ni s-a produs o daună, sau ni s-a zădărnicit o dorință. Celălalt, care coboară din deznădejde sau dintr-o liniște nelămurită a minții. Știm astfel cum se poate abate asupra noastră tristețea. Am văzut și care sunt unele dintre manifestările ei. Deci, dacă din nepăsare sau din deznădejde nu am acordat importanță primelor reacții, tristețea poate pune repede stăpânire pe sufletul nostru. Atunci, spune Sfântul Ioan Casian, ne desparte pentru totdeauna de contemplația divină, iar mintea, odată decăzută din starea ei de totală curăție, ne-o zguduie din temelii și ne-o cufundă în grea deznădejde. Tristețea reprezintă unul dintre cele mai grele patimi și pentru faptul că ne desparte de Dumnezeu. Ne răpește toată încrederea în El,
ne orbește ochii minții și nu mai credem că Domnul este ajutorul meu. Tristețea ne face lipsiți de credință și chiar mai mult, inclusiv momentul rugăciunii nu-și mai atinge scopul, pentru că, spune păstorul lui Herma, omul trist, dimpotrivă, totdeauna face rău. Mai întâi face rău pentru că întristează Duhul cel Sfânt, care i-a fost dat vesel omului. Apoi, dacă întristează Duhul cel Sfânt, săvârșește nelegiuire că nu se roagă, nici nu se mărturisește lui Dumnezeu, pentru că tristețea este așezată în inima lui. Când tristețea este amestecată cu rugăciunea, amestecul acesta nu îngăduie ca rugăciunea să se suie curată la jertfelnic. După cum oțetul și vinul amestecat la un loc nu mai au același gust, tot așa și tristețea amestecată cu Sfântul Duh nu are aceeași rugăciune. Curăță-te, dar, de această tristețe rea și vei trăi în Dumnezeu. Și vor trăi în Dumnezeu toți câți aruncă de pe ei tristețea și îmbracă haina veseliei. Am văzut așadar care sunt felurile și manifestarea deprimării sau a tristeții. Este de importanță majoră, dragi ascultători, să luăm măsurile necesare împotriva acestei maladii spirituale ce amenință secolul al XXI-lea și care cuprinde din ce în ce mai mulți oameni, indiferent de religie sau stare socială. Este aproape imposibil să nu cunoaștem pe cineva dintre apropiații noștri care să nu fie mai tot timpul deprimat și lipsit de speranță. De aceea să căutăm medicamentele duhovnicești care ne pot vindeca tristețea și să luăm aminte la cele spuse de către sfinții noștri părinți, pentru că învățăturile lor ne pot scoate din orice impas. Despre toate acestea, în ediția viitoare. Aici a sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit în final să meditați la cuvintele Sfântului Ioan Casian. Din tristețe se nasc lâncezeala, lașitatea, amărăciunea, deznădejdea. Thank you.